Volodymyr Zelenski a răbufnit Mesaj direct pentru Vladimir Putin Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a răbufnit Acesta lansează un set de acuzații fără precedent la adresa Rusiei, în plin conflict militar. Ce spune acesta despre planurile lui Vladimir Putin? Într-o înregistrare video, difuzată în noaptea de sâmbătă spre duminică, șeful statului ucrainean a răbufnit. Acesta s-a arătat revoltat de modul în care Moscova a început să semene o ură profundă în poporul ucrainean, prin baraje constante de artilerie și bombardamente aeriene care reduc orașe ucrainene la ruină, scrie de Associated Press. Zelenski susține că Putin face tot posibilul pentru ca Ucraina să abandoneze limba rusă, aceasta fiind asociată cu toate crimele de război. Faceți totul pentru ca poporul nostru să abandoneze limba rusă, pentru că limba rusă va fi asociată de acum numai cu voi, cu exploziile și cu crimele voastre, denunță într-o înregistrare video, difuzată în noaptea de sâmbătă spre duminică, șeful statului ucrainean. Războiul din Rusia s-a transformat. Totodată, el a mai adăugat că invazia rusă a Ucrainei s-a transformat într-un război de uzură, iar în tot acest timp, numărul persoanelor ucise crește de la un moment la altul, iar Moscova continuă să cucerească orașele asediate. Zelenski a lansat un apel la Occident să intervină și să ajute Ucraina cu tancuri sau cu avioane pentru a putea face față agresiunii ruse. Armamentul este ceea ce au partenerii noștri, acesta este ceea ce este acoperit cu praf la depozitele lor. La urma urmei, totul este pentru libertate, nu numai în Ucraina, ci pentru libertate în Europa. Deci cine conduce comunitatea euroatlantică? Mai este Moscova din cauza intimidării, a adăugat el.